Salutare, oameni frumoși, și bine v-am regăsit la o nouă citire. Pentru cei care nu mă cunoașteți deja și este pentru prima dată când interacționați cu canalul meu de YouTube, eu sunt Cristiana și mă bucur tare să vă simt prezența astăzi aici. Acesta este taroscopul iubirii pentru cei din zodia Fecioară. Această etalare am să o împart în două părți, pentru cei aflați în relație și pentru cei singuri. Așa că în căsuța cu descrieri de mai jos vei putea găsi timestamp-ul pentru fiecare citire în parte. Nu uita că este o citire colectivă, așa că ceea ce eu îți transmit aici poate sau nu să rezoneze cu tine și dacă unele mesaje nu rezonează sau dacă niciun mesaj nu rezonează cu tine, este ok. Eu te aștept cu drag în videourile următoare să poți primi mesajul menit pentru tine. Bineînțeles, dacă îți dorești o citire cu mine, te aștept cu drag pe Instagram, îmi poți trimite acolo un mesaj, iar eu am să revin către tine cu detaliile necesare pentru programare. Bun, vom deschide citirea cu două sau trei cărți sau o carte, depinde câte cărți spiritul își dorește să ne dea ca și energie a relației, da? Pentru că începem cu cei aflați într-o relație. Hai să vedem, spirit, care este energia pentru cei din zodia Fecioară. Astea două au vrut. Dragoste la prima vedere în poziție inversă. Și separarea în poziție inversă. Hai să vedem. Hai să vedem ce spun aceste mesaje pentru tine, dragă Fecioară, legat de relația ta. Începem cu prima carte, da? Dragoste la prima vedere în poziție inversă. Ne vorbește despre faptul că există un mod bine intenționat. Există aici nevoia, cu toate că ești bine intenționat, există nevoia de a fi precaut, da? Există semnalarea indeciziilor, neliniștii, imprudenței, frustrărilor, da? Temerilor. Cred că această carte te face atent către relația ta, pentru că pare cum că această relație ușor, ușor se stinge, parcă lucrurile sunt iremediabile, da? Poate nu mai există niciun fel de atracție între voi sexuală, poate nu mai există niciun fel de conexiune a energiilor în momentul ăsta în relația voastră, da? Există un fel de control în relația asta, poate în urma anumitor tensiuni pe care le-ați avut, discuții pe care le-ați avut, nu s-a câștigat încrederea sau ceva s-a dezechilibrat acolo și atunci există dorința asta de control. Ca și sfat pentru tine, cartea asta îți spune să fii precaut și să amâni concretizarea intențiilor tale afectiv-amoroase până ce se conturează un moment mai favorabil. Adică nu face lucrurile înainte de timp, nu trage de ele ca să le faci, da? Așteaptă momentul oportun. Pentru că este necesar să ai o perioadă de autoanaliză creatoare, de acceptare a inacceptabilului, da? Ca pe cea mai benefică lecție pe care ți-o dă viața. Pentru ceva ce tu însuți sau însăți ți-ai programat cândva
pentru propria ta evoluție spirituală, să înveți ceea ce este de învățat din această etapă dificilă din viața ta, să reînveți să fii independent sau independentă și puternic sau puternică și să te întorci pentru totdeauna și să întorci pentru totdeauna spatele suferinței, această suferință ce poate fi cauzată de complacerea într-o relație care nu te împlinește, împreună cu separarea acolo în poziție inversă. Hai să vedem ce mesaj avem aici. Separarea. Ne vorbește despre faptul că ceea ce trebuia să se petreacă s-a petrecut, s-a atins limita de jos și acum nu mai ai de ce să te temi, da? Unica soluție posibilă este ascensiunea, libertatea, revitalizarea relațiilor afective. Chiar dacă te simți melancolic, chiar dacă te simți trist, aceasta este o emoție de moment. Va dura destul de puțin, pentru că trebuie să conștientizezi că te așteaptă ceva mult mai sigur și mai durabil. Ți se impune o transformare benefică și radicală în interiorul tău, poate în interiorul cuplului. Însă este o transformare benefică pentru evoluția individuală, da? Se apropie o etapă de singurătate temporară care poate precede o nouă relație sau o transformare în bine a iubitului sau a iubitei. Poate unii dintre voi sunteți deja într-o separare și cartea asta vă atenționează că relația se poate transforma în bine, da, în urma acestei separări, însă sunt foarte necesare introspecția, contemplarea, da? Bun, hai să vedem acum ce mesaje are Spiritul pentru voi legate gândurile partenerului, emoțiile partenerului, intențiile partenerului și apoi la sfârșit vom vedea dacă există rezultate pe termen scurt sau pe termen lung și unde duce această relație. Haide, Spirit, pentru cei aflați în relație din zodia Fecioară, ce îmi poți spune despre gândurile partenerului de viață? Se gândește la manipulare, se gândește foarte mult la ceea ce relația asta este. Poate că ai manipulat sau poate că a manipulat și chestia asta îi stă cumva pe creier, ca să zic așa, sau este foarte prezentă această treabă în mintea lui sau a ei, da? Se gândește cu patru de cupe, este foarte focusat către ceea ce înseamnă frustrare și plictiseală, da? Se simte plictisit sau plictisit în relația asta. Se simte așa, simte cumva că toată relația asta duce către plictiseală, către nimic, că parcă nimic nu se mai schimbă, parcă nimic nu se mai întâmplă, da? Plus că cu șaptele de bâte aici, cumva se gândește ce pot eu să fac să mă protejez, să mă apăr. Cred că are o atitudine defensivă
se simte neînțeles sau neînțeleasă, da, se simte atacat, nu vede imaginea de ansamblu, nu își recunoaște partea de vină, are cumva impresia așa că este da, de fapt aici este energia ta, da, că este o carte a zodiilor de pământ, regina de monede. Se gândește la tine ca la o persoană poate mult prea puternică, poate că nu recunoaște treaba asta, însă te vede departe din punct de vedere spiritual, poate și financiar, și cumva chestia asta îi scade foarte mult din încrederea de sine și de-aia intră într-o stare așa apatică de nedorință, de neimplicare, de da. Iar magicianul ăla în poziție inversă acolo este foarte clar, se simte nu-și poate pune atenția unde trebuie și se simte blocat în relația asta sau blocat în relația asta. Are impresia că felul tău de a fi poate este ușor manipulator, însă nu conștientizează de fapt că acolo este foarte multă putere de sine, încredere, da, stimă și așa mai departe. Și uneori lucrurile astea pot fi interpretate greșit de către cei din jurul nostru. Da, teamă, este teamă. Este teamă de tine cumva. Hai să vedem ce simte. Spirit ca și sentimente pentru partenerul celor din zodia fecioară și toți mesaje. Dai. Zece de pute, marea preoteasă. 5 de pute și 5 de monede. Incredibil așa ceva. După ce am filmat taroscopul iubirii pentru cei din zodia Leu, am simțit nevoia, nu știu, simțeam așa să mă conectez cu colectivul de pe TikTok. Tot auzeam că trebuie să transmit un mesaj, ce nu poate să îți spună. Și în momentul în care am extras cărțile, am amestecat cărțile din deck, mi-au zburat cărțile astea două exact așa cum sunt aici. Wow, e... Da. Ce simte? Simte că nu mai poate să fie în conflict continuu. Simte că nu este înțeles, simte că este lăsat sau lăsată pe din afară. Simte că... Nu este în conexiune cu eul său interior, cu intuiția, că nu își poate da seama, da, este simte că parcă lucrurile nu sunt spuse pe nume, parcă nu există sinceritate, da, cu marea preoteasă aici, simte că sunt prea multe lucruri care trebuie să puse la punct cu zecele de bâte în poziție inversă și cumva simte nevoia să dea drumul la orice fel de așteptare pe care o are către tine, dar și pe care tu o ai către el sau ea. Marea preoteasă nu spune lucrurilor pe nume, tocmai pentru că există aici
teama asta de conflict, de ceartă, de pur și simplu dramă, nu mai simte nevoia să fie implicat sau implicată într-o astfel de situație, chiar dacă se simte singur, chiar dacă se simte lăsat pe din afară, nu mai vrea să aibă parte de conflict și atunci alege așa, alege să nu se exprime, da? Simte că vrea să clarifice blocajele astea care sunt din proprii papuci, ca să zic așa, fără să ceară ajutor, da? Să vedem ce intenții au. Nu știu, cred că ceva din trecut. Vor să echilibreze, da, ceva din trecut. Vor să ajungă să fie stăpâni cumva pe propria viață prin șaptele de spade acolo, fără să se mai simtă trădați sau, nu știu, dezamăgiți, da? Își doresc să fie recunoscători pentru tot ceea ce viața le-a oferit. Ce intenții au către cei din zodia Fecioară, Spirit? Hai să vedem. Prima dată, regele de monede. Regele de monede. Da, intenția e de confort, de stabilitate, de a evolua în plan personal, de a depăși situația asta. Însă există foarte multă atenție pe partea negativă, pe emoția negativă. Cumva toată situația este condusă de o energie negativă și nu știu câte multe șanse de reușită vor avea să facă lucrul ăsta. Poate dacă se opresc din a se plânge de chestii, da? Dacă vor reuși să echilibreze lucrurile din trecut, da? Aici poate vor reuși cumva să echilibreze și ceea ce înseamnă relația voastră în momentul ăsta. Hai să vedem ca și energie a viitorului pe perioadă scurtă ce poți să-mi spui, Spirit, despre această conexiune. Există încă, va exista, da, în viitorul apropiat încă se simte nesiguranța, lipsa emoției pozitive, da, încă se simte faptul că drama cumva este acolo și nu există încă posibilitatea de a depăși, de a vindeca acest lucru. Poate ai de-a face cu cineva într-un semn de apă, da, scorpion, pești sau rac, sau poate chiar cineva într-un semn de foc, săgetător, berbec sau leu, da? Există cu treiul de bâte acolo în poziție inversă. Nu există speranță, nu există credință în viitor, cumva, pentru relația asta. Există doar foarte multă teamă, o teamă care blochează orice fel de progres în relația asta. Există foarte multă închidere în sine și în momentul în care alegi să te închizi în sine și să nu te deschizi, n-are cum să fie altfel decât este, da? Toată situația asta nu face altceva decât să provoace și mai multă
întârziere în repararea relației, dacă mai există vreo șansă de a repara relația. Hai să vedem acum viitorul, care este rezultatul într-un viitor mai îndepărtat pentru cei din aflați în această relație. Veți rezista în continuare acestei separări, da? Nu veți conștientiza faptul că nu foarte curând vă veți complace încă acolo. Lumea în poziție inversă ne spune clar că rezistăm finalizării unei situații, stăm împotriva ei. Și chiar dacă simți nevoia, nu știu cât de pregătit ești sau pregătită ești să pui capăt. Și asta pentru că te ții foarte strâns legat de anumite preconcepții pe care le ai în mintea ta, anumite autolimitări pe care ți le spui, scuze pe care ți le spui, pentru că știi tu că de acolo și că societatea și că divorțul și că despărțirea și că cu cât să fii ca să fiți fericiți și așa mai departe, da? Toate lucrurile astea îți blochează progresul pozitiv pentru propria dezvoltare și evoluție. Însă, la un moment dat, în tot haosul ăsta, în toată treaba asta, vei avea un moment de aha, vei avea un moment de trezire, vei avea un moment de conștientizare. Și hai să clarific aici, să vedem ce se întâmplă la momentul ăsta de iluminare, de trezire. Vei deveni rațional, te vei lăsa în sfârșit condus dintr-un punct de vedere obiectiv și nu subiectiv. Vei putea în sfârșit să conectezi inima cu mintea și să vezi soluția potrivită pentru tine. Super! Hai să vedem dacă mai primim ceva. Și mare atenție, da, la momentul în care conștientizarea asta se întâmplă, da, să nu fii prea absorbit de sine. Uite-o pe regina de monede de mai de sus, da, de mai devreme, când gândurile omului respectiv era că ești mult prea puternică pentru a face față, mult prea diferită din punct de vedere spiritual, poate, însă în momentul în care ai conștientizarea respectivă, nu o da în cealaltă extremă, adică nu fii absorbit de sine, da? Menține-te în aceeași energie a iubirii, nu lăsa energia ego-ului să preia, da? Mare atenție! Bun, dragilor, sper din suflet că această etalare v-a adus puțină claritate. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la sfârșit și vă aștept cu drag în videourile următoare. Îmbrățișări! Salutare din nou! Suntem la cei din Zodia Fecioară, care sunt în momentul ăsta singuri. Vom începe cu două mesaje sau trei din partea Universului, da? Din oracul fazelor lunare, pentru că a ieșit afară, am să o păstrez. Pentru cei din Zodia Fecioară care sunt singuri, ce mesaje ai spirit? Wow, uite, mai multe! Dacă dorești să-ți împlinești visele, ai nevoie de un plan pragmatic. Impregnează cu iubire situația în care te afli și este timpul să te eliberezi de negativitate. Asta este fără doar și poate foarte important în momentul în care vrei să-ți transformi viața. Nu poți fi într-o energie întunecată și să aștepți ca rezultatele să fie unele pozitive, să atragi iubire, da? Și așa mai departe. Dacă dorești să-ți împlinești visele, ai nevoie de un plan pragmatic, fără doar și poate, trebuie să identifici ce anume în momentul ăsta nu funcționează, da?
ce anume ai făcut până acum și nu dă roade, da? Identifică lucrul respectiv și cel mai important este ca tu să te încarci cu energia iubirii, indiferent de momentul în care te afli, indiferent de ce simți în momentul respectiv, indiferent cât de singur, singură te simți, iubirea, energia iubirii este cea mai importantă. Iubirea, în primul rând, pe care ți-o oferi tu ție în momentele astea de singurătate, în care parcă ai nevoie de afecțiune, însă trebuie să înveți că trebuie să-ți oferi lucrurile astea singur înainte să poți să le primești cu adevărat. Tot spun lucrul ăsta pentru că mi-aș dori să înțelegeți că odată cu iubirea de sine, odată cu respectul de sine, odată cu momentul în care întorci cu adevărat privirea către tine, tot ceea ce înseamnă viața ta pe mai departe, toate celelalte aspecte se așează și începi să atragi exact lucrurile pe care ți le dorești, dar trebuie să fii într-un loc al siguranței, într-un loc al iubirii de sine, da? Într-un loc în care nu ți este teamă să te iubești, într-un loc în care ți este foarte ușor să te afișezi ca ceea ce ești către cei din jurul tău. Hai să vedem ce mesaje are spiritul, dragă fecioară, legat de trecutul tău. Vom trece prin trecut, prezent și viitor și la sfârșit vom cere și un sfat pentru ceea ce poți face în a-ți îmbunătăți situația emoțională, da? Hai să vedem, spirit, ce mesaje ai legate de trecutul celor din zodia fecioară aflați în singur în momentul ăsta, fără o relație. Clar, s-a produs un dezechilibru în trecutul tău. Hai să vedem ce mai primim și clarificăm și cărțile. Doiul de monede, da, ne duce clar cu gândul la faptul că te-ai simțit într-un dezechilibru, că te-ai simțit în lipsa armoniei, n-ai simțit armonia în trecutul tău, n-ai simțit liniștea. Cred că de foarte multe ori ai simțit nevoia de a te prioritiza cumva, de a te pune pe primul loc, însă tot timpul îți ofereai energia către partenerul tău de viață, da? Și ai ajuns într-un moment în care ai ținut legat de relația respectivă, erai cumva addicted to it. Împreună cu diavolul aici, în poziție inversă, te simțeai foarte atașat sau atașată, da? Te simțeai foarte dependent de partenerul tău, de relația în sine. Însă, la un moment dat, ți-ai făcut curaj sau universul te-a împins acolo către a te elibera de această relație, de a pune capăt acestei relații și de a-ți da voie să te alegi pe tine, de a-ți da voie să te deschizi către rebirth, da? Către un nou început, către a renaște din nou, către a te cunoaște mai bine pe tine. Da, superb. Cu cât de multă tristețe, cu cât de mult dezechilibru, cu cât de mult dorință de a ține legat de conexiunea asta, ceva s-a întâmplat acolo, lucrurile s-au schimbat și te-ai dus către eliberare, către detașare de cunoscut, da? De ceea ce este, de ceea ce cunoșteai și te-ai deschis. Te-ai predat universului și te-ai deschis către un nou început. Superb!
Vreau să văd prezentul celor din Zodia Fecioară Spirit. Nu simt nevoia să clarific cărțile alea, cred că am primit exact mesajele care trebuiau. Prezentul, superb, judecata. Ești într-un moment în care înveți să te redescoperi, înveți să capeți încredere de sine. Wow, superb, superb, trei arcane majore puternice aici, judecata, puterea și îndrăgostiții. Vei fi pus în fața unei decizii. Ceva ce mai trebuie să faci pentru a-ți căpăta toată încrederea asta în sine, pentru a-ți recăpăta puterea, pentru a fi deschis către abundența nelimitată a Universului din toate punctele de vedere, inclusiv în partea emoțională. Îndrăgostiții este o carte care clar ne vorbește și despre întâlnirea sufletului pereche, despre faptul că îți dai voie, ești la momentul ăla în care îți dai voie să te reîndrăgostești. Ești pregătit sau pregătită să te redeschizi iubirii. Ai lucrat la tine și acum e momentul în care îți dorești să te redeschizi. Ești într-o poziție, într-un nivel de conștiință în care nivelul curajului conduce. Nu îți mai este teamă. Ai avut atât de mult gând, atenție, căutare a lucrurilor să facă sens, încât astăzi ești pregătit. Fără doar și poate, ești pregătit să te deschizi iubirii din nou. Ești pregătit să creezi limite sănătoase într-o relație, pentru că știi unde te situezi, pentru că știi ceea ce îți dorești, pentru că ești puternic, da? Puterea aici este cartea ta, reprezintă Zodia Leu. Ești în elementul tău, ești în putere, nimic parcă nu mai îți stă în cale, ca să zic așa. Ești regele proprii tale jungle, da? Fără doar și poate. Ești stăpân pe ceea ce ești. Ceea ce s-a întâmplat în trecut te-a trezit spiritual, ți-a deschis calea către iluminare, către conștientizare, către înțelegerea motivelor, înțelegerea întâmplărilor, înțelegerea a tot ce a însemnat viața ta până la momentul ăsta. Te-a dus în căutare de răspunsuri, nu doar pe plan emoțional, ci pe mai multe planuri. Însă vorbim astăzi de planul emoțional. Ai săpat mult acolo și ai descoperit ceea ce trebuia să descoperi și acum ești într-o energie în care îți dai voie să existe totală transparență către realitatea ta, pentru că te-ai conectat cu spiritul, te-ai conectat cu sinele tău interior. Wow, superb, mi s-a zbălit pielea pe mine, superb. Îmi cer scuze, acum am realizat, da, eram puțin plecată. Suntem la Zodia Fecioară, însă puterea ta, da, am spus Zodia Leu din greșeală, însă este exact același lucru, da? Chiar dacă nu te reprezintă cartea asta, ca și zodie, te reprezintă la ceea ce este în momentul ăsta prezentul tău. Ești în elementul tău, ești în putere, ești stăpânul propriei vieți. Nu ți este teamă să fii cine ești. Da, superb. Îmi cer scuze pentru confuzia de mai devreme. Hai să vedem, spirit, pentru cei din Zodia Fecioară, ce mesaje ai legate de viitor în situație emoțională.
pentru viitor în situație emoțională. Clarific aici 10-le de cupe prima dată și începem așa, ușor, ușor. Vei avea tendința, fără doar și poate, să te protejezi. Cu cât tu ești deschis în momentul ăsta către iubire, însă este, va fi un pas destul de dificil pentru tine de făcut. Să ai din nou încredere, să ai din nou... cred că ce trebuie să înveți în momentul prezent este că nu trebuie să ai așteptări de la partenerul tău. Și în momentul în care înveți treaba asta și nu ești naiv și nu crezi că lucrurile sunt atât de banale și de, știi, când înțelegi de fapt că așteptările sunt cele care ne rănesc, nu vei mai simți nevoia de protejare a ta. Nu vei mai simți nevoia să... lași așteptările astea să te doboare, da? Să te facă să suferi, să te simți îngrădit, să te simți deranjat. Cred că ceea ce viitorul are să-ți aducă este dorința pentru ce are să vină în viața ta. Cred că viitorul este încă parte din vindecare. Poate viitorul apropiat, să zic undeva, următoarele câteva luni de zile, dar încă continui să înveți, încă continui să înțelegi lucrurile. Hai să vedem împăratul în poziție inversă. Clarifică-mi aici ce mesaj ai pentru cei din Zodia Fecioară Spirit legat de viitor în iubire. Hai să vedem așa, prima dată. Vei vrea să înțelegi că puterea este la tine și vei vrea să înțelegi cum poți menține puterea asta la tine pentru a-ți păstra echilibrul, pentru a nu fi luat prin surprindere, pentru a nu fi luat păcălit sau manipulat sau... controlat. Cred că este nevoie să te dezbraci de ego. Cred că asta va fi o altă învățătură pe care tu vrei să o ai în viitor, să înțelegi anumite lucruri de acolo, de ce te-ai simțit controlat, de ce te-ai simțit manipulat, da? Vrei să înveți lecția asta pentru că trebuie să-ți menții echilibrul, indiferent de ceea ce se întâmplă într-o conexiune de iubire. Hai să vedem Marea Preoteasă acum. Wow! Wow! Hai să vedem Marea Preoteasă ce mesaj are pentru cei din Zodia Leu. Trei de bâte și cinci de spade. Superb! Vei învăța că adevărul, da, viitorul tău este plin încă de lecții. Pentru o perioadă, aș spune eu, de cel puțin câteva luni de zile. Este o perioadă în care vei înțelege că dacă ascunzi adevărul, dacă adevărul este ascuns într-o relație, tot altceva se duce de râpă. Intervin conflicte, intervine neîncredere, intervine ceartă, intervine dramă. Cred că
În plus față de treaba asta, vreau să menționez faptul că este foarte important trezirea asta spirituală de care ai avut parte, da, în trecut și pentru care tu acum, la care tu acum lucrezi pentru evoluția ta. Doiul, Marea Preoteasă te împinge către conexiunea cu intuiția, cu vocea ta interioară, cu spiritul, da, cu forța divină. Ți se cere să înveți să ai încredere în visele tale, în dorințele tale, în aspirațiile tale, indiferent de ce plan vorbim, da? Da, superb. Hai să vedem 4. Am spus că este o perioadă în viitor tot de vindecare, pentru că sunt foarte multe cărți aici care m-au dus cu gânduri, dar 4 de spade este foarte important, pentru că 4 de spade ne evidențiază faptul că vei pune atât de multă presiune pe tine, încât există posibilitatea să ajungi să te simți epuizat, să ajungi într-o stare de burnout, așa că mare atenție, da? Eu înțeleg că vrei să știi lucrurile, vrei să le faci față, însă te duci foarte mult, cauți foarte mult în trecut și chestia asta te va consuma din punct de vedere energetic și este foarte important să-ți mai dai și o pauză din când în când. Da, dă-ți, nu, deci mare atenție. Toată dorința asta care o ai tu este bună, însă nu trebuie să accentuezi, nu trebuie să pui atât de multă presiune, da, pe evoluția ta și pe a înțelege lucrurile. Ia timp, ia pas cu pas această vindecare, da? Ești îndemnat fără doar și poate, da? Cu astea două cărți, asta te duce către burnout, dar vine 7 de spade care spune, ia ușor, ia încet, mergi încet și sigur, da? Nu grăbi lucrurile, da, du-te în trecut, poate foarte adânc în trecutul tău, poate chiar în perioada copilăriei cu 6 de cupe. Și mare atenție că ceea ce vei descoperi acolo te va cumva zgudui, ca să zic așa, da? Se va zgudui puțin lumea, însă este momentul tău în care lucrurile încep să facă sens, da? Asta este viitorul și acum o să vedem ce poți face, dar de fapt chestia asta cu ce poți face tu acum nu mai este atât de relevantă pentru că tu deja faci foarte multe, da? Așa că am să întreb dacă există vreo persoană în viitorul tău. Schimbăm puțin tematica citirii, chiar dacă pentru toate celelalte zodii am făcut-o așa, dar simt că la tine este nevoie de o altă întrebare. Hai să vedem. Spirit, există cineva în viitorul celor din zodia fecioară? Aș spune că, hai să vedem. Aceeași întrebare, Spirit, există cineva? Așa ceva. Băi, balanță, scorpion, apă. Da, eu cred că există în viitorul tău două persoane. Un semn de apă, fie e mai puternică energia scorpionului aici cu moartea în poziție inversă. Cred că va fi o experiență pe care o vei prelua, pentru că mai este încă ceva de învățat acolo. O experiență inevitabilă, o experiență care te va duce către și mai multă trezire spirituală, o experiență care nu este de lungă durată, cumva o experiență, dragă fecioară, care te pregătește pentru cealaltă conexiune cu
persoana din Zodia Balanță. Nu-ți fie teamă de conexiunea asta, da? Îmbrățișează-o, pentru că amplifică tot ceea ce faci aici. Da. Bine, dragilor, vă mulțumesc din suflet că ați rămas cu mine până la sfârșit. Sper că această etalare v-a adus puțină claritate în suflet și în minte. Abia aștept să vă văd și în videourile următoare. Vă mulțumesc, vă îmbrățișez pe toți!